Bună dimineața tuturor! Salutăm prezența presei la prima conferință de presă a Partidului Reîntregirii Naționale acasă. Salutăm prezența presei online. Știm că practicați și această formă de a afla noutățile din Republica Moldova și nu numai. Și fiind la prima conferință de presă, vreau să fac prezentările de rigoare ca să vă aduc la cunoștință cine este prezent la această conferință de presă, persoanele care puteți să le adresați întrebări. Sunt membrii partidului, deci, și membrii ai organelor de conducere. Domnul Alexandru Arsenie, profesor universitar, semnătar a declarației de independență. Domnul Anatol Arhirie, reprezentant al județului Ungheni, ex-deputat, luptător pentru cauza națională, inițiator a scoaterii semnului ghimpate deci de la Prut, 2010-2011, doamna Zoie Jalbă, la fel, ex-deputat, o luptătoare cu stagiu de peste 30 de ani pentru idealul național, domnul Igor Grigoriev, mai tânăr decât noi, deci din altă generație, dar care are o inimă mare, deci care își dorește reîntregirea națională, domnul Pintelie Pârvan, colegul nostru din primul Parlament, fost președinte a Asociației Parlamentul Independenței și, de asemenea, poate că o noutate pentru spațiul politic al Republicii Moldova, alături de noi am invitat reprezentanții unui grup de experți independenți în prezența persoanelor, deci domnul Anatol Țăranu și îl așteptăm și domnul Alecu Reniță, deci care va veni. Am rugat acest grup de experți să ne consilieze și să consilieze de asemenea și alte entități politice și civice, pentru că scopul nostru este constituirea unui pol politic românesc care să unească sub un singur tricolor pe toți cei cu inima română. Grupul de experți va mediatiza și discuțiile între entitățile politice și civice pentru atingerea acestui scop, scopul deci fiind constituirea unei convenții euro-unioniste. Acestea fiind spuse, aș vrea ca să la început conferinței noastre de presă să dăm citire unei declarații a Partidului Reîntregirii Naționale acasă, iar ulterior să venim și cu anumite explicații care vor apărea probabil anumite întrebări în ceea ce privește apariția acestui partid politic, cu toate că aceste explicații noi le-am inclus deci în această declarație a partidului. La 27 august 1991, spațiul românesc de la Iez de Prut s-a rupt de Imperiul Rusesc, deputații primului parlament votând declarația de independență. Consideram că în câteva luni vom repeta fapta sfatului țării de la 27 martie 1918, însă n-a fost să fie. Imperiul a mormântat planul nostru în tranșele de la Nistru, pornind războiul criminal împotriva Republicii Moldova și ocupând o parte din teritoriul național, în care își păstrează până în prezent armata de ocupație. A urmat o lungă perioadă de dominație rusească prin intermediul marionetelor gen Lucinski, Voronin, Dodon. Republica Moldova a continuat să graviteze pe orbita Moscovei, iar cetățenii ei au luat calea pribegiilor. Spațiul basarabean s-a depopulat considerabil, degradând sub toate aspectele: securitate națională, securitate financiară, securitate energetică, securitate socială, etc. Moldovenii suverani, în ghilimele, au ajuns cercetătorii Europei. Bugetul este alimentat în proporție de 35% din granturi, credite și împrumuturi. Situația devine tot mai critică, dând semne clare că se apropie falimentul statului moldovenesc. Guvernările care s-au perindat din 94 încoace au fost mână în mână cu Moscova. Rusia ne-a dominat total. Azi, Republica Moldova nu poate face față tăvălugului rusesc. Război hibrid, propagandă obraznică, agenții serviciilor rusești prezenți în instituțiile de stat, serviciul de securitate slab, etc., etc.
Dar cel mai grav ce s-a întâmplat în urma agresiunii din 1992 a fost distrugerea totală a mișcării de eliberare națională și renaștere românească. Serviciile rusești au infiltrat la greu agenți în conducerea mișcării și au creat pseudopartide care chipurile ar fi pentru democrație și reîntregire națională. În aceste condiții, votul din 27 august 91 pentru declarație de independență, când ne-am desprins de Imperiul Rusesc, ne determină să refacem mișcarea de eliberare națională, unica forță care poate mobiliza și rezista în fața planurilor de refacere imperială. Numeroși veterani ai mișcării de eliberare națională și renaștere românească, împreună cu un grup de deputați ai primului parlament, care au votat independența față de Imperiul Rusesc, profesori universitari, oameni de afaceri, veterani ai războiului din 92, fermieri, studenți, etc., au decis constituirea Partidului Reîntregire Naționale Acasă. Partidul Reîntregire Naționale Acasă apare cu întârziere de 5 ani. Această forță unificatoare a curentului românesc trebuia să apară imediat ce pseudo-partidele unioniste au spart convenția euro-unionistă în anul 2019, blocând participarea în alegeri a unioniștilor pe o singură listă națională. Noi, cei care reprezentam segmentul societății civile, am fost înlăturați de către președinții partidelor cu ștampile. În aceste condiții dezastruoase, pentru cauza națională, avem o singură variantă salvatoare. Să repetăm modelul unificator de la sfârșitul anilor 80, să ne regăsim toți românii sub un singur tricolor. Doar astfel mai putem învinge. Scopul urmărit de către Partidul Reîntregirii Naționale Acasă nu este de a ne aventura în bătăliile electorale. Scopul este crearea unui puternic pol românesc, constituit din entități politice și civice, care să reprezinte segmentul de 40% al celor care se identifică români. Astăzi, românii de la Est de Prut au ajuns străini în casa lor. Oficialii de la putere nu rostesc niciun cuvânt despre identitatea noastră românească, nici în stânga, nici în dreapta Prutului. Cu mare regret constatăm că se pedalează pe moldovenismul stalinist înveșmântat în uniforma națiunii civice polietnice. Ne dorim un dialog sincer cu clasa politică de la București, cu privire la revenirea Basarabiei acasă. Vrem să aflăm care este planul de reîntregire a teritoriului național românesc. Noi nu credem în poveștile de unire în cadrul Uniunii Europene. Cine își va asuma responsabilitatea pentru aceste divagații care vor finaliza cu un fiasco total? Partidul Reîntregirii Naționale Acasă urmărește refacerea, în condițiile actuale, a mișcării de renaștere națională, crearea unui pol puternic românesc, care își propune reîntregirea națională, revenirea acasă, lichidarea frontierei de pe Prut. Acest deziderat poate fi realizat doar dacă tot ce este românesc se va regăsi în cadrul unei convenții euro-unioniste care va oferi o șansă celor 35-40% de adepți ai reîntregirii naționale, participând la alegerile parlamentare pe o singură listă națională. Facem apel către toate entitățile politice și civice, către cei cu inima română, să consolidăm segmentul românesc, să ne regăsim sub un singur tricolor. Suntem ferm convinși că acest început de consolidare a unui pol românesc va avea continuitate, se va fortifica, va lua amploare, va învinge și va aduce ziua în care vom spune o singură limbă, limba română, un singur popor, poporul român, o singură țară, România. Noi, românii de la Est de Prut, nu mai avem unde ne retrage. Peste noi a venit pericolul existențial. Unica salvare este revenirea acasă în spațiul național românesc. 27 martie 2024. Am ales această zi simbolică ca să arătăm că ne dorim să facem exact ceea ce au făcut membrii Sfatului Țării. Și vă aducem la cunoștință că am demarat și prima acțiune pe data de 24 în Sala Unirii, acolo unde Sfatul Țării a votat Actul Unirii, revenirea acasă a Basarabiei în spațiul național românesc. Pe această cale apreciem
această zi sfântă a noastră și menționăm că am reușit împreună cu Partidul Liberal, conducerea căruia s-a ridicat la înălțimea timpului și a dat curs acestei colaborări și acestei organizări a unei zile memorabile pentru noi, românii basarabeni. Apreciem și entitățile civice care au fost prezente la această sărbătoare, cum ar fi Asociația Istoricilor, Parlamentul 90, Consiliul Național Unirii, etc., etc. Ne dorim ca și pe viitor să avem aceste colaborări și împreună cu Consiliul de Experți care ne vor sugera pașii, drumul care trebuie să-l parcurgem pentru constituirea acestui pol românesc, să reușim ca să venim deci ca o forță unită, o forță puternică care va oferi șansa revenirii acasă, o șansă existențială. Aceste fiind spuse, vreau să ofer cuvânt colegului nostru, membru al Consiliului Politic, domnului Alexandru Arsene. Toate lucrurile au fost spuse până acum despre profesor universitar, președintea Comisiei în primul Parlament, votanta declarației de independență. Vă rog, domnul Arsene. Vă mulțumesc. Nu știu dacă funcționează. Stimate doamne, domnișoare și domni, onorați patrioți ai neamului românesc de pretutindeni, inclusiv și de acasă, pentru că suntem pe teritoriul național păstrat în lupte crâncene de milenii ale națiunii române, care s-a consolidat o soartă deosebită. Națiunea, fiind de la bunul Dumnezeu unică, a fost ocupată și asuprită de trei imperii. De aici și toată problematica. Sunt niște chestiuni care trebuie să le lămurim încă o dată, că pe parcurs am văzut că nu sunt lucrurile clare, pentru că aceasta s-a lucrat foarte intens de instituțiile respective de ocupație. La 1940, la 28 iunie, a avut loc secesiunea, tăierea pe viu în organismul uman și teritorial al națiunii române. Și în mod mișelește, la 2 august, tot același an, s-a creat așa zisă Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, care a perindat până în prezent. Faptul că pactul Ribbentrop-Molotov, care a fost determinat foarte clar, inclusiv la rezoluția adunării parlamentare din septembrie 2019, prin care s-a spus foarte clar, negru pe alb, că pactul Ribbentrop-Molotov a declanșat al doilea război mondial, dezastrul cunoaștem cu toți, în urma căruia Uniunea Sovietică Comunistă, care este și astăzi, nu contează culoarea, a ocupat și apoi a anexat teritorii românești pe care nu le-a întors niciodată. Da, eu am dat citire rezoluției. Deci s-a făcut secesiunea atunci când poporul, întrunit la Marea Adunare Națională la 27 august 1991, a dat poruncă reprezentanților săi de a vota declarație de independență. În fond s-a declarat ruperea din imperiu de sub ocupație și revenirea în cadrul națiunii a teritoriale și naționale și nici de cum a păstrării secionismului, așa numit-o astăzi statalitate, și a mai părut o formulă foarte nouă, noi suntem meșteri la așa ceva, stataliști europeni. Nu știu dacă mai cunoaște în Africa vreo comunitate așa expresie, este total din start nenaturală și antiștiințifică. Pe parcurs, într-adevăr, și noi știm cu toții, primim și reproșuri, deși așa târziu, am gândit că cei care cu inima română, cel puțin se declarau, vor întreprinde acțiuni concrete pentru lichidarea în practică, nu numai în vorbă, a consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Ba o formațiune, ba alta. Și s-a demonstrat că poporul, fiind prin natura sa binecuvântat de bunul Dumnezeu, unic în sensul său, dar sigelat, tăiat pe prut, geme pentru că vrea unitatea sa, dar orice popor are nevoie de o forță conducătoare, de elită, așa cum a spus filosoful nostru
Țiuța, care știe, cunoaște problema, are soluții și își asume responsabilitatea. Am avut și noi, deputații poporului, prin asociația noastră, adresări. Ultima adresare a fost către toate partidele. Am scris foarte clar, pro-unioniste, pro-române, se constituie blocul unității naționale în cadrul alegerilor locale. Admitem din 50, că sunt mai mult de 60, celelalte le punem așa, nu intrăm acum detaliu. Au răspuns doar două formațiuni. Și ce avem la alegerile locale? Dezastru. Am prezentat toate variantele, inclusiv sub aspect și constituțional, al dreptului internațional, al dreptului intern, de consolidare. Și văzând că aceste lucruri rămân dispersate, atunci noi cei care, nu numai că am semnat, pentru că au semnat după votare și alții, am votat când tancurile sovietice erau aici în Valea Morilor, votat ruperea și revenirea acasă. Iată, aceste momente trebuie foarte clar spuse, pentru că nu este a căuta ceva, locuri sau alt, dar de a aduce unitatea națională prin acest pas, pentru că noi, deputații poporului, nu de ce când ne rupem cămașa de pe noi, dar avem obligația și juridică și morală față de eternitate, față de oamenii care au luptat pe front împotriva invaziei și ocupației moscovitei din 1992, nu numai pentru a apăra scaunile așa comune, au înțeles și astăzi, le înțeles, din conducere, dar unitatea și identitatea națională română de la răsărit, de la Nistru până la Tisa, realizarea celor care a spus Mihail Eminescu. Iată, analizând toate aceste lucruri și obligația noastră le-am pus la capăt, am ajuns la concluzia că ne luăm răspunderea, ne asumăm grosomodo acțiunii, chemând pe toți într-o singură forță, nu pentru a face o ierarhie, dar o singură unitate, ca poporul să vadă că el este reprezentat într-o singură mișcare. Și respectiv am creat Partidul Reîntregirii Naționale acasă, pentru că suntem acasă, cu statut, cu platformă respective și această declarație care a fost și adoptată pe data de 24. Urmează, deci, ca într-un ceas bun, în această zi, 27 martie, în viziunea noastră, și am mai discutat cu colegi profesori, colegi consăteni, este dangătul eternității, inclusiv și a oștașilor lui Ștefan cel Mare, care au luptat. Și închei cu asta. Dacă Niccolo Machiavelli a personalizat statul, l-a unit cu principiile, în aceeași perioadă, diferența e de vreo 10 ani, Ștefan cel Mare și Sfânt a spus următoare, că Moldova nu e a mea și nici a voastră, e a urmașilor, urmașilor voastre. El a depersonalizat, ne-a transmis-o nouă. Noi avem această obligație să o transmitem la nepoții noștri. Iată, în acest context, această acțiune binecuvântată și gândită, naturală și legal și legitim fundamentată, o chemăm pe toți să o susținem și să mergem spre unitatea noastră naturală, nu degeaba, aia asta fiind și în, zi, în săptămână, în postul cel mare, nu degeaba întâmplător, și iarăși nu fac tautologie, Papa Ioan Paul al II-lea, prima vizită după secole la București, a numit România grădina Maicii Domnului. Actualul papă, la Iași, mai aproape de noi, a repetat același lucru. Haideți să scoatem rana sângerindă din grădina Maicii Domnului de pe prut, pentru că la mulți este aici, și să facem ca grădina Maicii Domnului într-adevăr să fie înfloritoare, iar noi fericiți împreună cu celelalte națiuni de pe glob, inclusiv și de pe Europa. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc mult, domnul Arsene. Aș vrea să ofer cuvântul membrului Consiliului Politic al formațiunii noastre, doamnei Zoie Jalbă. Da, mulțumesc, domnul președinte. Apropo de Partidul Reîntregirii Naționale acasă, în discuțiile cu cunoștințe, cu prieteni de-ai mei, am ajuns la
o chestie care mă întreabă de ce ați făcut un nou partid. Explic. Chestia cu acest proiect nu este de astăzi și nu este de mâine. Această muncă titanică se duce de câțiva ani între, zic eu, cei mai mari patrioți ai românilor de aici, din Republica Moldova. Metodele au fost diferite. Gânduri au fost foarte multe. A fost și ideea de a construi, de a realiza, de a construi această convenție în baza unei formațiuni existente. Dar așa cum noi suntem cine suntem, deci toate discuțiile au dus la mai multe neînțelegeri, au dus la aceea că nu s-a oferit nimeni din cei cu ștampilele în buzunar să facă acest lucru și atunci grupul de inițiativă a ajuns la concluzia că trebuie să constituie Partidul Reîntregirii Naționale ca și entitate juridică, pentru că doar în baza unei entități juridice poți construi ceva. Acesta a fost un pas corect și duminică, la sărbătoarea de 106 ani de la unirea Basarabiei cu România, am vorbit despre acest lucru. Asta una la mână. O altă idee care mă confrunt cu colegii mei, cu de ce trebuie să tulburăm apele acum când noi mergem direct în Uniunea Europeană. Stimați prieteni, Uniunea Europeană nu are atribuția de a uni popoarele în cadrul ei. Uniunea Europeană primește în rândurile celorlalte popoare, primește pe cei care sunt determinați de acum, care sunt uniți, care au un scop și care știu ce trebuie să facă. Și le oferă o atmosferă economică în care oamenii să fie fericiți. Popoarele merg cu spiritualitatea lor, cu cultura lor și așa mai departe. De aceea prim pentru mine și pentru colegii noi, colegii mei, ar fi unirea cu România. Este un pas care trebuie făcut neapărat și cu această ocazie vin cu un apel către toți prietenii mei. Am mulți în Republica Moldova, prieteni de luptă, la ei mă refer, prieteni de activitate pedagogică și vin cu apelul. Ridicați-vă din nou, așa cum am făcut-o în anii 88-89. E momentul să revigorăm, să resuscităm mișcarea de eliberare națională. Noi am început acest lucru și am realizat foarte multe chestii care erau imperativ necesare la moment. Avem astăzi limba română în grafia latină, avem astăzi istoria românilor, pentru care am luptat și împreună cu profesorii de istorie, avem libertatea de exprimare, avem libertatea de a ne spune păsul și a mai rămas un singur lucru, cel pe care neprietenii noștri s-au străduit în acești 30 de ani să îngroape ideea națională, să terfelească unitatea noastră, de aceea noi trebuie din nou să ne trezim. Da, au trecut câțiva ani, mulți aș zice eu, mai ales pentru viitorul copiilor și a nepoților noștri. Eu vă îndemn, nu zic să mă susțineți, haideți să ne susținem împreună. Cei din Telenești, cei din Rezina, cei din Orhei, cei din Șoldănești, cei din Bălți și din alte raioane pe care v-am cunoscut ca oameni de treabă, pentru că dacă în 2002 veneam la demonstrații și la acțiuni de protest aici în Piața Mare a Adunării Naționale, veneam cu 10-12 autocare de oameni patrioți, nu ne oprea atunci nici poliția, am avut foarte multe probleme, dar nu am cedat. Deci noi, dacă am luptat, am reușit. De aceea mai avem un pas. Foarte complicat, dar foarte important. Mulțumesc!
Mulțumesc, doamna Zoie Jalbă. Acum aș vrea să ofer cuvântul unui veteran, să zicem, al mișcării de renaștere și eliberare națională, care a avut o sumedenie de inițiative, dar cea mai importantă, scoaterea semnului Ghimbate de la Prut, regăsându-se atunci, deci, în Consiliul Județean Ungheni. Vreau să ofer cuvântul domnului Anatol Arhiri, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Onorată prezență, bună ziua! Este adevărat, în 2007, în cadrul Consiliului Județean Ungheni și ulterior, în 2009, în Parlamentul Republicii Moldova, am proces de declanșa, de a scoate și lichida gardul de sârmă ghimpată de peste Prut. Lucrul ăsta a fost salutat, mi-amintesc, atunci în Parlament, după căderea comuniștilor de la putere, la toate ședințele noastre era câte un corp diplomatic din diferite țări acreditate pe teritoriul Republicii Moldova. S-a salutat lucrurile astea, s-a auzit peste tot. România a fost mai deschisă cu noi, în special, aici aș vrea să menționez, cunosc lucrurile astea prin amănunte. Traian Băsescu, fostul președinte de atunci, a devenit un prieten vocal și a creat un culoar favorabil pentru a dezvolta și mai aproape relațiile între patria noastră România și Republica Moldova. Evident că eram pe o linie ascendentă, instituțiile lucrau și s-a observat dublarea burselor, investițiile, prin tot greul ce s-a trecut, România a fost alături, corpul diplomatic de la București, au fost vocali și în instituțiile de la Bruxelles și Strasburg și am reușit multe, unde s-a finalizat cu ratificarea acordului de asociere. Dar, ulterior, de pe acea curbă ascendentă, am trecut pe o curbă descendentă. Astăzi, întrucât reprezint județul Ungheni, avem istoric acolo, s-au creat două vame, nu se observă o apropiere, nu se observă crearea unor pârghii, mecanisme de a ușura, de a debloca acele procese birocratice care se confruntă atât cetățenii Re-Moldova cât și celor din România. Povara taxelor, cozi interminabile, extraordinar de riguros procesul ăsta de verificare a actelor și documentelor. Și în acest context, chem, folosesc acest microfon și această tribună, ar trebui să facem politică la nivel instituțional. De ajuns că ne vizităm, cântăm, dansăm, dar nimic din asta nu realizăm. Aici implicarea cerem ca instituțiile, inclusiv președintele României, președintele Republicii Moldova, prim-ministrul României, prim-ministrul Republicii Moldova, președintele Parlamentului României a Republicii Moldova, crearea de cele mecanisme pârghii de a apropia, de a controla și de a propaga acele politici practice, palpabile, care se ducă cât mai curând la reîntregirea cu patria mamă România. Partidul Reîntregirii Naționale pledează și va pleda permanent și chem nu numai instituțiile statului și ceilalți factori, asociații, instituții care să devină vocali, implicați pentru realizarea visului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Alchirie. Acum ofer cuvântul reprezentanților grupului de experți independenți, care nu fac parte din formațiunea noastră, dar care au un obiectiv foarte clar pentru a ne consolida într-un pol românesc. Vreau să ofer cuvântul domnului Anatol Țăranu, ex-ambasador, votanta declarației de independență. Vă rog, domnul Țăranu. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Deci,
De la bun început vreau să vă spun că noi care ne-am asumat într-un fel rolul de consilieri pentru Partidul Întregirii Naționale și care de fapt am participat la formarea acestui, la constituirea acestui partid, hai să spunem așa, la nivel intelectual, la nivel programatic. Desigur că noi suntem simpatizanți acestui partid, acestei mișcări unioniste. Noi suntem unioniști. Chiar dacă din Consiliul de Experți fac parte și oameni cu o abordare unionistă mai moderată. Dar ei sunt importanți pentru noi prin cunoștințele pe domeniile pe care le reprezintă și faptul că ei au consimțit să devină membri ai Consiliului de Experți a Partidului vorbește despre faptul că această mișcare în Republica Moldova, acest ideal național, este pe înțelesul unor oameni care nu fac parte din acei 35-40%, dar care cu siguranță vor fi acei care va fi adausul în timp, fiindcă în permanență observăm cum pe parcursul timpului crește procentul unioniștilor în Republica Moldova, în societatea moldovenească. Noi am fost mai mult timp ne-am împotrivit creierea acestui partid, reieșind din faptul că în opinia publică există această reticență pentru formarea unor noi partide politice. Și noi am atras atenția liderilor partidului asupra acestui lucru. Până la urmă, liderii partidului ne-au convins că altă ieșire nu este. Din păcate, egoismele de partid sunt atât de puternice în societatea moldovenească, inclusiv pe segmentul unionist, că a devenit imposibilă coagularea forțelor unioniste într-un singur punct, într-un singur pumn, și acest lucru a făcut ca acest partid să apară și să apară nu ca o ambiție de a propulsa în Parlament, în Guvern, niște persoane concrete, ci cu un singur obiectiv major de a fi inițiatorul și promotorul ideii unificării tuturor forțelor unioniste într-o singură alianță politică care va participa la viitoarele alegeri ca o forță distinctă care va reprezenta opțiunea euro-unionistă pe scena politică moldovenească. Și noi, experții partidului, facem tot, și nu doar partidului, sperăm că în timpul apropiat se va constitui inclusiv și această alianță euro-unionistă, care ar fi bine să poartă denumirea de Convenție euro-unionistă, adică să continue acel efort care a fost întreprins mulți ani în urmă și care a stat în picioare toți acești ani, care îi despărțesc de anul 2017, atunci când a fost creată mișcarea civică europeană, din care am făcut parte și noi, și care până la urmă a adus la crearea primii convenții euro-unioniste, care din păcate a eșuat anume din cauza egoismilor de partid și chiar dacă noi, sau cel puțin eu, nu sunt adeptul teoriei conspirației, dar tot mai mult și mai mult mă conving că în mediul unioniștilor de Republica Moldova sunt infiltrate figuri care foarte conștient fac tot posibilul ca această coagulare a forțelor unioniste să nu aibă loc. Și mă tem că ei funcționează, ca să folosesc expresia clasicului nostru, cu permisiune de la poliție. Dar eu cred că noi, unioniștii din Republica Moldova, deja am atins acel nivel care ne permite să ieșim într-o formulă calitativ nouă față de ceea ce a existat până ziua de astăzi, și această formulă calitativ nouă ar trebui să fie o convenție euro-unionistă care sub arepele sale strânge toate forțele importante unioniste din Republica Moldova, și acum vorbesc nu doar de forțe politice, dar și de reprezentanții societății civile, pentru ca euro-unionismul în Republica Moldova să devină o forță
politică solidă, să participe la guvernare, să aibă în viitorul Parlament o fracțiune consistentă capabilă să promoveze euro-unionismul la nivel de politici de stat. Noi vom recomanda acestei entități unificatoare euro-unioniste să se concentreze la prima etapă de activitatea sa pe necesitatea amplificării ceea ce noi numim identitatea românească a societății moldovenești. Avem nevoie ca numărul unioniștilor în Republica Moldova să crească, iar aceasta înseamnă să crească numărul cetățenilor Republicii Moldova, românilor moldoveni cu conștiință românească asumată. Atunci când vom atinge o majoritate covârșitoare a românilor cu identitate asumată, din acel moment unirea politică cu România va deveni un fapt de la sine înțeles. Și încă un moment la care aș vrea să mă refer și care ține de recomandările pe care le facem și le vom face și pe viitor. Viitoarea convenție euro-unionistă trebuie să lanseze ideea unei liste comune electorale pe care să participe toate forțele euro-unioniste la viitorul scrutin parlamentar. Nu există o altă opțiune pentru a influența politicul din Republica Moldova. Iar toți acei care se vor opune creierii și funcționării efective, eficiente a acestei liste electorale trebuie să fie taxați ca Streitbrecheri, ca oameni care rup unitatea națională, oameni care, de fapt, se acoperă cu fraze frumoase pentru a discredita ideea românească în Republica Moldova. Și încă o recomandare la care noi o să insistăm, Partidul Reîntregirii Naționale și Convenția Euro-Unionistă nu este antipodul politic al actualei guvernări. Aceste structuri politice și această mișcare politică euro-unionistă din Republica Moldova nu este o alternativă pentru PAS și pentru Maia Sandu. Fiindcă și noi și PAS-ul urmărim unul și același obiectiv major, integrarea europeană. Dar Convenția euro-unionistă va fi în opoziție cu PAS-ul și nu este exclus cu Maia Sandu, dacă ea nu își va clarifica foarte precis poziția, din punct de vedere a căii de accedere în Uniunea Europeană. PAS-ul, Maia Sandu și alte forțe, apropo, politice de Republica Moldova, care funcționează pe segmentul europenist, sunt eurosuveraniști. Ei cred că în Europa pot intra, Republica Moldova poate intra ca un stat suveran. Noi avem mari dubii la acest capitol. Poziția Convenției și a Partidului Întregirii Naționale ar trebui să fie următoarea. În Europa se intră prin România. Este calea cea mai scurtă și cea mai sigură. Asta face diferența între Convenția Euro-Unionistă și mișcarea euro-suveranistă care este reprezentată de actuală guvernare. În acel moment când euro-unioniștii vor deveni o forță politică la nivel de conducere a statului, din acel moment identitatea românească a Republicii Moldova va fi propulsată masiv înainte, va crește considerabil datorită politicilor de stat euro-unioniste această identitate națională și românii cu o conștiință națională asumată vor deveni majoritatea populației. Iar din acel moment, idealul național se va realiza într-o formă firească. Îmi mulțumesc și ofer cuvântul colegului. Mă scuzați, domnul președinte, că... Da. Da. Mulțumesc, domnul Țăran. Am înțeles că domnul Țăran, deci, v-a oferit cuvântul, dar
aș vrea, deci, să auzim și punctul de vedere al altui expert independent pe care l-am rugat, deci, ca să ne consilieze despre Alea Ecloveniță. Cred că nu trebuie spus multe lucruri, pentru că se cunoaște trecutul și lupta de o viață, deci, pentru identitatea românească și revenirea acasă a românilor de la Iezi de Prut. Vă rog, domnule Ecloveniță. Da. Mulțumesc că ar trebui să recunoaștem public că deputații din primul parlament, cei care au votat declarația de independență, oricât ar dori ei să rămână în umbră, nu o pot face din considerentul că au o datorie morală în fața celora care au fost invitați, au fost aduși într-un fel prin mesajele noastre în Piața Mare Adunării Naționale, ca să facem în anii 89, 90, să facem dreptate Basarabiei românești. Acest lucru este foarte important și acest lucru ne scoate din casă, ne scoate de la birouri, ne scoate dintr-un anumit statut de observatori și ne obligă, indiferent de vârstă, ne obligă să fim ca și în acele zile de mișcare populară, să fim împreună cu acest pământ nedreptățit, acest pământ înstrăinat, care se dorește de atâta timp să se reîntoarcă în spațiul firesc, așa cum era scris și în Declarația de Independență. Vreau să menționez că toate rezervele pe care le-a avut Republica Moldova, le-a folosit la maximum. Tot ceea ce s-a putut experimenta din 1992, de când Rusia a declanșat agresiunea împotriva Republicii Moldova, și până în prezent s-a experimentat tot ce doriți. Am putea face aici și în alte părți conferințe în care să arătăm foarte clar cum s-au derulat aceste experimente pe seama celor, dacă ne referim la anul 1989, celor 4,5 milioane de oameni din acest teritoriu. Epuizarea acestor rezerve de timp, așteptările îndelungate, speranțele deșarte că partidele din stânga, centru, dreapta își vor asuma o responsabilitate istorică în afară de pofta de a intra în anumite instituții ale statului, ne demonstrează că toate au fost devastatoare, ruinătoare, iar în consecință noi ne-am trezit cu o jumătate din populația noastră sau aproape o jumătate din populația noastră care, fiind disperată, a ales drumul pribejiei, drumul migrației. Și trebuie să recunoaștem că poate anume faptul că se duc resursele umane de valoare, oameni foarte valoroși îi pierdem de la o zi la alta, ne obligă ca să găsim o soluție pentru acest dezastru care devine unul foarte periculos în contextul mai ales evenimentelor din regiune. Să nu-și facă nimeni iluzii. Rusia, dacă sparge frontul la Dnipru și ajunge la Odessa, în a doua zi va fi la Chișinău. Scenariile pe care le fac anumiți experți că o să se oprească cumva la Tiraspol, astea sunt pur și simplu înșelătorii, miopii sau cum vreți să le numiți. De aceea, spre deosebire de alte perioade, aici noi am ajuns la un moment critic când trebuie să luăm decizii istorice, fiindcă exact așa s-a întâmplat și în 1918. Însă și conjunctura din regiune a obligat sfatul țării ca să accelereze toate procesele, că dacă una era 27 martie 1918 și alta era situația de la sfârșitul anului 1918. Și de aceea noi înțelegem foarte clar ce se întâmplă. Noi, spre deosebire de alții care sunt pe la Berlin, Bruxelles, chiar și cei din dreapta Prutului, noi cunoaștem foarte bine ce înseamnă Rusia imperială.
Noi nu trebuie să ne spună nimeni ce înseamnă să trăiești cu un monstru care oricând îți poate lua familia, te poate lua pe tine și ori te aruncă într-o groapă cu var, ori te duce în Siberia, ceea ce nu este o noutate. De aceea, noi considerăm foarte clar că experimentele, rezervele de timp, resursele umane s-au epuizat sau sunt pe cale de epuizare și salutăm două lucruri. Apariția unui partid care își asumă și o responsabilitate istorică. Facem apel către toți care sunt legați de acest pământ, care au și ei această legătură tainică cu tot ceea ce înseamnă istoria noastră, cultura noastră, românismul nostru. Și îi îndemnăm să se apropie de acest pol pe care noi vrem să-l construim, fără nicio poftă de a ne da cineva ceva. Singurul lucru pe care îl dorim, credeți-ne, este de a reîntregi națiunea română, de a reîntregi România. Această condiție esențială a devenit și de existență, de supraviețuire, fiindcă dacă devenim uniți, nimeni nu poate să oprească voința acestui popor de a fi unit. Nimeni, nici Moscova, nici Berlinul, nici Bucureștiu. Deci aici trebuie să fim foarte înțeleși. Voința acestei părți de popor român este esențială pentru a câștiga. Și vreau să închei cu aceea. Se face multă propagandă, se lansează multe narrative, suntem întrebați de la o stradă la alta, de ce vă mai trebuie un partid unionist? Trebuie să spun că este un fals. În Republica Moldova sau în Basarabia nu există multe partide unioniste. Dacă noi creăm acum acest pol românesc, să vedem câte partide. O să vedem foarte clar câte partide reale unioniste există în stânga Prutului. Și noi, anunțând că nu avem nicio poftă de putere personală, pe noi ne interesează ca să se producă ceea ce s-a mai produs în istoria noastră. Fie că vorbim de 859, fie că vorbim de 1918, fie că vorbim de 1989. Noi facem apel la această unitate, îi îndemnăm pe toți, chiar dacă sunt foarte atașați de o ștampilă sau de alta, să lese pentru o anumită perioadă aceste vanități, orgolii, să trecem Prutul, să încetăm, și asta fac apel către toți care reprezintă clasa politică și de la Chișinău și de la București, să încetăm să dansăm hora unirii fără unirii. Noi dorim, românii basarabeni, să facem această hora unirii când se va face unirea reală și să nu mimăm acest proces care este unul sfânt, care a cerut jertfe de-a lungul istoriei și pentru care mulți au luptat și au dat viața, libertatea, și în acest context noi încă o dată considerăm că constituirea de o parte a Partidului Reîntregirii Naționale și de altă parte a unui pol românesc va demonstra în realitate câți unioniști sunt în Republica Moldova, indiferent de sondajele plătite, și sunt convins că mai ales generația noastră dorește foarte mult ca să ducem la capăt un proces care durează foarte mult timp, care ne ruinează și care aduce, din păcate, numai năcazuri populației Republicii Moldova. Vă chemăm sub umbrela foarte încăpătoare a polului românesc, vă chemăm să contribuiți, cum o facem și noi, mă refer la experții care am acceptat să fim total deschiși către toate partidele. Noi nu suntem împotriva nimănui, suntem cei care
îmblăm cu batista albă și le spunem tuturor să înceteze războiul între partide și să vină să formeze acest pol românesc, care este singura garanție că vocea Basarabiei românești va fi auzită și în spațiul nostru, și în dreapta Prutului, și în toată Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Curiniță! Desigur că formațiunea noastră și celelalte ne-am dorit foarte mult ca să plece urechea la îndemnurile experților, celor care dezinteresat fac acest lucru, doar având în inimă și având în prim plan cauza națională românească. Vreau să ofer cuvântul unei persoane din altă generație, o persoană care, ca să spun, să știe toată lumea, care și-a ascultat propria sa conștiință românească, care n-a acceptat în altă trădare de stat și care l-a chemat pe banca acuzaților pe nimeni altul decât pe Igor Dodon, acuzându-l pentru un alt trădare de stat și colaborare cu serviciile secrete ale FSB-ului. Vreau să ofer cuvântul domnului Igor Grigoriev. Mulțumesc mult. Stimați colegi, eu cu mare drag am primit invitația de a face parte din echipa dumneavoastră. Lucru, de fapt, la care mă regăseam încă din adolescență. Poate o perioadă oarecare eram rătăcit, dar mă bucur că într-un final am revenit în matcă și totuși azi este și mai actual ca niciodată. Este strict necesar de unitate în gândire și acțiuni, să conștientizăm că a venit timpul schimbării gândirii, viziunii și consolidării reîntregirii noastre naționale. Este imperativ categoric să ne auzim, să ne ascultăm, să comunicăm, să creăm platforme de discuții și dezbateri, să ne consolidăm. Nimic nu se va schimba în actualul sistem politic din Republica Moldova până nu revenim la normalitate politică, până nu facem revenirea moralei și valorilor în politică. Altfel riscăm să pierdem și puținul care a mai rămas din sarmana Republica Moldova sau din sarmana Basarabiei, parte a spațiului românesc. Republica Moldova este obligată să revină în spațiul românesc prin crearea acestei convenții euro-unioniste care își propune partidul nou creat din care facem parte, Partidul Reîntregirii Naționale acasă. Și aici vin cu un apel, în perioada imediat următoare, noi vom merge prin teritoriu pentru a crea organizațiile teritoriale prin care vom face apelul în teritoriu și aici vă chem ca să ne găsiți pe toți pe rețelele sociale. Acolo sunt și contactele noastre de telefon și mail-urile noastre și când vom merge în teritoriu să vă alipiți ca noi să fim cât mai mulți, cât mai consolidați ca România, patria mamă, să fie cât mai aproape de noi, de acest pământ care astăzi este într-o grilă neagră din punct de vedere a securității naționale și această securitate națională ne poate asigura doar România prin instrumentele la care dânsa face parte, inclusiv în primul rând NATO. Deci, într-așa măsură, vă rugăm să ne urmați, să ne scrieți, să ne sunați, să ne comunicați și să fiți cu noi alături. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule! Și vreau să ofer cuvântul unui om deosebit pentru mine, cu bunătate și bun simț, care în viziunea mea toată viața, chiar și în primul parlament, a reprezentat un semn deosebit pentru mine, este țăranul basarabian, care este cel mai pătimit și domnul Pintelei Părvan încearcă să-l apere, încearcă să-i deschidă ochii și încearcă să-l ajute chiar și acum la vârsta de pensionare. Vă rog, domnul Pintelei Părvan. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, eu am și eu pe Facebook mai mult de 5.000 de prieteni și după 24, după ce a fost lansarea partidului,
Am primit foarte multe complimente pozitive, like-uri de felicitare și totodată sunt de cei care, din prieteni, colegi care tot aceeași întrebare o abordează ca și care au fost accentuate de colegii mei că numai, de ce am mai trebuit încă un partid și așa avem prea multe. Iată, dați să vedem dacă într-adevăr avem multe partide unioniste și într-adevăr cele 40% care toate sondajele arată că deja sunt peste 40% de unioniști, dați să vedem cât suntem de unioniști și cât suntem de uniți. Deci de aceea chemăm nu numai partidele, dar chemăm chiar și persoanele fizice care unioniști care au rămas dispersați într-o parte, dezamăgiți. Deci vă chemăm la acest pol unionist, aderați la noi, după cum s-a vorbit aici, vom veni în teritoriu. Eu sunt responsabil de Cahul, Cantimir, Leova, zona de sud, chiar ieri am fost la Cahul și vom porni lucru cu fiecare în parte. Deci să ne fie într-un ceas bun și Doamne ajută la toți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pintilie Părvan! Noi am lăsat numărul de telefon, este adresa pe Facebook, deci a IPN-ului. Până la momentul actual nu sunt întrebări. Am primit o întrebare de telefon. Da? Da. Vă rog. Întrebarea a venit de la un chișinăian care nu s-a prezentat, dar care întreabă cine stă în spatele partidului și din ce resurse este finanțat partidul. Deci, iarăși, eu cred că la întrebarea aceasta vă răspunde domnul președinte. Eu, în calitate de expert a partidului și om care cunosc din interior cum s-a format partidul și cunosc toate evoluțiile, interior pot să spun foarte detașat, nu sunt membru de partid. În Republica Moldova nu există un partid mai sărac din punct de vedere material decât Partidul Reîntregirii Naționale. Chiar și noi, experții, am participat la cotizarea evenimentelor care au avut loc și am făcut acest lucru absolut dezinteresat, dar știu că membrii conducerii partidului au făcut același lucru. Din punct de vedere a expertizei și a consilierii, noi vom fi primii consilierii partidului care vom semnala opinia publică dacă în spatele Partidului Reîntregirii Naționale sau a Convenției Euro-Unioniste va apărea vreo fizionomie a unui oligarh sau ceva de felul acesta. Noi, într-un fel, experții, suntem și o garanție că opinia publică va afla din prima sursă acest lucru. Dar eu, cunoscându-i pe fruntașii partidului, sunt ferm convins că acest lucru nu se va întâmpla. Și mă adresez tuturor unioniștilor din Republica Moldova. Acest partid și convenția în campania electorală nu va veni cu pomeni electorale. Pur și simplu nu are de unde să le ia. După toate probabilitățile în campania electorală, nu sunt sigur, poate se va găsi posibilități de finanțare legale, absolut legale, dar eu cred că va fi, cel puțin noi vom recomanda partidului să desfășoare o campanie de fundraising, adică de acumulare a resurselor, dar iarăși absolut deschis în văzul publicului larg și doar de resurse care binevol vor fi donate în conformitate legale cu legislația Republicii Moldova. Și resurse legale. Păi legal donate pentru partid. De aceea, unioniștilor de Republica Moldova, acelor care azi au conștiință unionistă, dar și a cei care mâine vor deveni unioniști, cu siguranță, să știți că acest partid este cel mai cinstit din punct de vedere a finanțării și din punct de vedere a asigurării materiale. Numai voi puteți, unioniștii, să faceți așa prin deschiderea voastră, prin acest sentiment de ajutorare a partidului,
să ajutați unii structuri unioniste Republica Moldova să devină influente pe scena politică moldovenească. Ajutorul oligarhilor nu se admite. Doar acest ajutor dezinteresat și înțelegerea faptului că noi toți uniți putem să creăm acea structură care o să ne apere interesele noastre și o să ne conducă spre realizarea idealului național, aceasta este unica cale pe care putem să o realizăm toți împreună. Deci solidaritatea segmentului unionist, solidaritatea oamenilor cu viziune unioniste este unica garanție a succesului politic, nu doar a structurii politice create și a viitoarei convenții euro-unioniste, dar a noastră, a tuturora. Să lăsăm la o parte înțelegerile noastre cum trebuie să fie organizată campania electorală. Campania electorală unioniștilor va fi cu totul diferită de tot ce a fost în Republica Moldova până astăzi. Veniți și ajutați. Angajați-vă și lucrați, fiindcă lucrăm pentru izbânda noastră națională a tuturora. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc, domnul Țăranu. La această întrebare o să răspund exact cum n-a fost un reproș, a fost un răspuns. M-a întrebat cineva cu cine ocupăm și am zis, pe parcursul acestor ani, și am zis că constituim o formațiune politică românească care să aducă Basarabia acasă. Suntem pe cont propriu, n-avem bani. Și răspunsul acestei persoane a fost: înseamnă că în spatele vostru nu stă nimeni. Deci aceasta este, dar într-adevăr, noi putem repeta ceea ce în am făcut. În spatele nostru, mă scuz, domnul președinte, stă România. În spate. Da. Exact. Stă națiunea. Națiunea. Națiunea română și sentimentul național românesc. Noi nu avem nevoie să cumpărăm voturi, pentru că noi ne adresăm celor care au în inimă românismul. Noi nu avem nevoie, deci, ca să mobilizăm prin alte modalități, să plătim oamenii, deci, pentru că fiecare care este alături de noi are în inimă sentimentul românesc. Noi am făcut acest lucru la sfârșitul anilor 80, când veneam în fiecare duminică de la Iedineță și la toate aceste întruniri, cotizam, deci, cu 5-10 rubli cât era pe atunci. Noi am făcut acest lucru recent. Avem aici în sală un coleg, Platforma Civică, Demnitate și Adevăr, atunci când oamenii s-au cooperat și au susținut, deci, această luptă împotriva oligarhiei din Republica Moldova, cotizând și s-au adunat sume importante. Același lucru, sunt sigur că se va întâmpla și acum, pentru că suntem o forță doar dacă suntem mobilizați și dacă simțim umărul unii aproapelui. Pe final, vreau să fac câteva concluzii și să punem punct acestei conferințe de presă. Programul Partidului Renaștere. Aveți o întrebare? Întrebarea. Vreau să acceptați cererea mea de a fi membru acestui partid azi. Și a doilea, eu trăiesc să am un sentiment că noi am întârziat 33 de ani pentru fondarea acestei mișcări. Noi, imediat după declarația de independență, a doilea pas trebuia să fie Partidul Întregirii Naționale. Am întâlnit 33 de ani, deci noi nu suntem o mulțime. Voi suntem primul, trebuie să devenim primul partid care... De acord și... Noi astăzi sunteți parte, componentă, așa cum ne-am întâlnit și duminic și v-am văzut, zic, inima este, deci, aici, în Sala Unirii și în altă parte nu poate fi, pentru că am spus că programul nostru are la bază al partidului declarației de independență, care spune dreptul nostru liber de a ne dezvolta în spațiul devenirii noastre. Deci din primul parlament, responsabilitate pentru acest vot al nostru istoric, că l-am făcut când am ieșit din Imperiul Rusesc și a fost un afront, deci, acestui imperiu. Eu știu ce ar fi urmat dacă acel puci de la Moscova, deci, ar fi reușit, cum am fi fost noi tratați. Noi toți știm acest lucru. Vă acceptăm cu brațele deschise și sunt sigur că vor veni și alții, pentru că toți cei care simt românește se regăsesc sub tricolor. Succesul nostru este determinat de succesul acestui pol euro-unionist, care va mobiliza tot electoratul românesc.
existențial, drumul nostru este exclusiv spre România, ridicarea frontierei de la Prut. Mai ales în condițiile acestui război și ceea ce a menționat profund și a punctat, deci domnul Alecu Reniț. Noi trebuie să facem acest lucru cât mai urgent, cât mai repede, pentru că s-ar putea întâmpla să nu reușim. Existențial. Drumul nostru spre Europa îl putem scurta cu 10 ani. Adică putem fi chiar mâine dimineață dacă ridicăm frontiera de la Prut. În Uniunea Europeană și sub umbrela NATO. Nimeni, dar absolut nimeni, nicio țară europeană nu poate rezista în fața Rusiei decât acest bloc militar NATO, care are la bază Armata Statelor Unite, deci tehnologiile și tot armamentul, deci modern, economia, care îl posedă, economia și așa mai departe. Îndemnăm și pe această cale ca să facem, deci, un prim exercițiu pentru a ne regăsi și noi în Europa, un exercițiu electoral să participe la alegerile europarlamentare care se vor desfășura și toți cetățenii români care se regăsesc în Republica Moldova să participe, să-și spună păsul, să spună doleanța, fiecare este liber, deci să aleagă, deci, acel europarlamentar care va reprezenta interesele românilor de aici, de la Est, de Prut. Și, pe final, forma superioară statală a Republicii Moldova, ceea ce am scris și astăzi, este România. De aceea, vă îndemnăm pe toți ca să luptăm pentru această formă statală, să ne regăsim toți sub o umbrelă și să spunem că avem o unică, o singură țară, România. Noi vă mulțumim mult pentru prezența la această conferință de presă și vă așteptăm și la altele pe care le vom organiza aici la IPN. Mulțumim mult!